Legat de creșterea copiilor, cum putem vorbi copiilor despre problemele sensibile, pe înțelesul vârstelor, știți, materiale sigure pe care le putem folosi pentru astfel de discuții? Eram în Germania, cred, anul trecut, într-o familie și îmi spunea, eram în mașină cu... și cu el, și cu sora, și cu o parte din copii, și îmi povestea că fiica lor de 9 ani are două întâlniri săptămânal în care făcea la școală educație sexuală, după noua ideologie. Și îmi povestea ea cum a încercat să o ajute pe fiica ei de 9 ani să gândească corect. Și zicea, venea fetița de la școală și mă arăta lecția și cu imaginile și cu explicația profesoarei. Și eu încercam să spui fiicei mele că asta nu e normal. Deci spuneam calm, fără să jignesc profesoara lor. Și asta e soluția. Dacă la 9 ani educatorii își permit și mai repede de 9 ani să intre în cutia Pandorei, să zic așa, în chestiuni de delicatețe în viața copilor, atunci părinții cu atât mai mult trebuie să contracareze o asemenea abordare, da? Nu poți să-ți excluzi total copilul de la astfel de lecții, dacă poți și este legal excludei, dar dacă nu, explică perspectiva normală, naturală și divină a lucrurilor. Pornind de la un șoricel sau un iepuraș, o iepuraică, așa mai departe. Nu-i simplu. Mi-amintesc o poveste, doi copii de 7 ani, vecini de bloc, într-o zi se joacă și unul zice la urechea celălalt, auzi, mă, știi cum am născut eu? Alălalt a zis, dar nici nu mi-a pus întrebarea asta, hai să spun eu. Într-o zi, tata, cum m-au făcut dragoste și așa m-am născut eu. Și el o sări și o zice, dar eu nu așa m-am născut. Dar cum nu? Zice, mama și tata sunt pocăiți. Și ca dacă suntem pocăiți, trebuie să știe adevărul copiii, da? Dar în mod elegant, delicat, nu cu brutalitate, cum? Eleganță. Bun. O întrebare complicată, o văd eu. Ce părere aveți despre părinții care se bagă în relația tinerilor căsătoriți, certându-l doar pe celălalt, nu pe copilul lor, neavând o discuție cu amândoi? Dacă ar fi Atena de față, m-ar povesti ceva din primii ani de căsătorie. I-a spus-o în câteva contexte că în unele momente când era nemulțumit o suna pe mama ei, vai tu mamă, amasă răcuța, soacra mea era la 600 de kilometri, cum să o ajute pe Atena? Și mai târziu am auzit-o spunând de greșeala asta. Cred că greșeala pornește de la părinții, de la copiii care se plâng la unul din părinți. Nu-i normal. Nu-i normal. Nu cred că trebuie implicați părinții într-o durere a copiilor. Mai ales că riscul este ca părinții să fie părtinitori. Da? Nu cred că e înțelept ca părinții să se amestece în viața tinerilor și nici să-i descoase. Cineva spunea că părinții trebuie să fie destul de aproape de copii ca să-i ajute, dar suficient de departe ca să nu încurce. Deci nu vă sfătuiesc să vă împărtășiți accidentele maritale la părinții voștri. Nu o să primiți întotdeauna sfatul pe care vi l-ați dori. Căutați persoane neutre care pot cântări drept lucrurile, da? Fără a fi părtinitori. Cum abordați cuplurile care sunt cu probleme medicale? Infertilitate, vaginism și doresc să se despartă. Eu regret că am conciliat un cuplu în care a fost
devine vaginismul. A fost prima mea întâlnire cu asemenea situație. Nici nu știam că e vorba de vaginism. Și fără să cunosc bine problema, nu i-am încurajat să rămână împreună. Aveau doi ani de căsnicie și au divorțat. Dar regret că n-am cunoscut problema. Pentru că este soluție și la vaginism. Cred că despărțirea este ultimul sfat. Ultimul. Dacă nu se încearcă alți pași, culminând cu izolarea temporară, ce înseamnă asta? Adică să te mai stați o lună deoparte și vedeți cum e viața de unul singur. Deci ce se întâmplă? Și se întâmplă uneori, ca în luna aceea de separare, Dumnezeu se lucreze la mintea lor. Nu întotdeauna se întâmplă. Dar divorțul este ultima soluție, ultimul sfat pe care un om al Dumnezeu trebuie să-l dea. Căutate sunt soluții medicale, apelat la astfel de soluții. Trebuie să le cunoască un păstor sau un consilier, că nu le știe pe toate. Și am avut situații în care am trimis oameni la medic. Pentru că am zis, mă depășește situația, ne-am rugat și am zis, du-te la medicul cu tare, este și medic, și păstor, și a fost consilier cu succes, de la un profesionist în domeniul respectiv, da? Deci n-aș încuraja la divorț și aș insista pe alte metode, pe alte soluții, aș împinge lucrurile cât se poate de mult în speranța că Dumnezeu va interveni. Dă voi încă o chestiune. Acum, când ei au zis până la moarte, nu știau ce va interveni. Dar hai să presupunem că nu-i vaginism, presupunem că este un accident de muncă, numai căruia rămâne unul invalid. Ce faci? În cazul ăsta, eu sfătuiesc pe cel sănătos să se pună în papucii invalidului, a victimei. Ți-ar conveni să te lase, soră, într-un scaun cu rotile? Păi în locul lui. De asemenea, încă un sfat. Eu încerc întotdeauna să mă identific cu persoana care e victimă. Vă spuneam, avem o fată și doi băieți, mă, dacă ar fi fiica mea în situația asta, dacă ar fi băiatul meu, oare ce sfat i-aș da? Nu-i normal să dau un sfat detașat complet, nu, mă pun în păpuci, empatizez. Oare cum aș face, cum aș simți eu să fiu tratat așa cum sfătuiesc eu această persoană? Și asta ajută să fii cinstit, să fii sincer și să te identifici un pic mai bine cu durerea sau cu criza în care se află familia respectivă. Într-adevăr, aici la partea, cu partea medicală și legată de infertilitate și alte probleme medicale, știința, să zicem așa, a evoluat tot mai mult și multe probleme se pot rezolva, chiar dacă nu ne-am lovit de ele sau nu le știm, nu le cunoaștem, dar totuși dacă suntem la un click distanță, de multe ori putem să apelăm la medici. Alin drag, apropo de infertilitate, când cei doi s-au căsătorit, n-au zis că rămân împreună, au jurat că rămân împreună numai dacă au copii. Nici n-au pomenit de copii. El a zis, vreau să te iau de nevastă. Fără condiții. Nu a zis, te iau de nevastă, dar dacă o să fii sterilă, dacă nu o să-mi dai copii, să știi că divorțez. Păi spune eu înainte. Nu-i etic, după ce ai promis că zici viața de ea sau de el, când apare ceva, să zici, îmi pare rău. De ce n-ai spus la început? O întrebare care nu apare, dar mi-am venit acum în minte, legat de metodele acestea de fertilizare, dacă cunoașteți că până unde este etic, moral, biblic, bineînțeles. N-aș intra în domeniul ăsta, așa că m-am dat un specialist, nu mă bag aici, unde nu mă pricep, nu vreau să dau sfaturi incompetente, nu. Ceea ce pot să spun este că biblic, și îmi vine în minte tot afirmația lui Elimelec, el zice, nu fac eu pentru tine mai mult decât 10 băieți, adică nu copiii țin un cuplu împreună, nu, dragii mei, ci acea promisiune, acel legământ în prezența lui Dumnezeu, aia ține împreună. Amin. Care este valoarea faptului de a avea o familie a bisericii? Mă gândesc că se referă la biserica ca și familia, că de multe ori se folosește expresia asta. Văd că aici am răspuns când am vorbit despre a patra prioritate, relația cu biserica locală. Noi avem nevoie de marea familie. Familia elementară, da, soț, soție și copii, este o mică biserică. Dar biserica autentică devine marea familie a acestor
bisericuțe mici care se întâlnesc. Dar fiecare familie are nevoie de marea familie, adică de Biserica lui Hristos. Citesc întrebarea să nu zică cineva că facem selecții, dar în mare parte ați răspuns la ea. Dacă vreți să mai adăugați, ce este, nu este permis din punct de vedere sexual unui cuplu creștin căsătorit? Cred că am răspuns la întrebarea asta când am vorbit despre acea grilă de verificare a relațiilor intime. Care este cheia pentru a face ca relația de căsătorie să dureze? Aveți în portofel cheia. În mod normal, în mod logic, depunerea jurămintelor mi se pare esențială. Pentru că atunci cei doi îndrăgostiți îl implică pe Dumnezeu în această unire a lor. Și dacă fiecare dintre ei au o relație normală cu Dumnezeu, acea căsnicie funcționează până la capăt. Și atunci, cred că răspunsul, cheia, ar fi relația profundă cu Dumnezeu, care în esență e dragoste. În El sunt resurse inimaginabile, inepuizabile de dragoste. El e rezervorul de dragoste din care ori de câte ori simți nevoia, poți să accesezi iubire suficientă. Și vă mărturisesc că mereu, în rugăciunile mele, îi spun Domnului, să toarne prin Duhul Sfânt în inima mea mai mult din dragostea Lui. Că așa spune Pavel în Roman 5:5, că dragostea Lui, nu de Dumnezeu, ci a Lui însuși, a fost donată noi cum prin Duhul Sfânt. Și atunci când te alimentezi din rezervorul nesecat de dragoste care e în Dumnezeu și tot mai departe dragostea asta spre cea de lângă tine, stai liniștit, căsnicia se duce până la capăt. De ce atât de mulți tineri se îndepărtează de credință? Părerea mea este că acei tineri nu au avut o credință autentică. Nu. Poate ați văzut și voi un documentar vechi deja, de vreo 20 de ani, făcut de Biserica Adventistă din America. Ei au făcut un studiu pe baza acelui documentar și au tras o concluzie de speriat. Adică 85% din copiii crescuți în biserică, când ajung la universitate, uită de Hristos. 85 din 100 e desperiat. Și una din cauzele era următoarea, segregarea bisericii locale pe grupe de vârstă, adică copilașii au școală duminicală, grupele lor cresc acolo cu cântecelele lor, compositoarele lor și instrucți de comunitate. Ei au biserica lor pe vârste și nu ne mirăm că din bisericile mari deci prin tineri care fac biserici numai pentru tineri, cântece numai pentru tineri. Deci cred că segregarea asta de comunitatea mare. Eu țin minte când eram copil, mergeam cu părinții la biserică, toată gașca, pe un rând acolo cu copiii, de toate vârstele, în biserică, n-aveam școală duminicală, n-aș vrea să vă sperii, dar părerea mea este că școala duminicală, pe lângă beneficiile aduse bisericii locale, au adus mari de servicii, adică au segregat, au împărțit biserica pe categorii de vârste. Mă întorc la întrebarea dinainte, cheia dragosteții unei căsnicii. Mi-am amintit acum că Timothy Keller în cartea lui Sensul Căsătoriei spunea așa: aplică în viața de familie Evanghelia lui Hristos și restul sunt detalii. Adică puterea de a ierta ca și Hristos. Da. Probabil care de tată Keller. Legat de grupele duminicale și nu numai, bineînțeles, ce înseamnă să îl înveți pe copil calea pe care trebuie să meargă? Eu am găsit un singur loc în toată Biblia, o afirmație care poate fi răspunsul la întrebarea asta. Unul singur în istorie a avut puterea să zică: eu sunt calea, adevărul și viața.
Pentru mine, ca și părinte, a-l învăța pe pruncul meu care-i calea, înseamnă a-l prezenta pe Hristos în carne și oase, adică în viața mea. A-l descoperi copilul meu pe Hristos, Domnul, care-i calea. Calea nu este un trend, nu este o învățătură, nu este o doctrină, ci este persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pavel a zis celor din Corint, călcați primele mele. Dar de ce mai bavele? Ești mai grozav? Eu calc primele lui Hristos. Asta e calea, Hristos e o persoană. Și atunci e important să îl descoperi pe Hristos copilului meu de la vârsta cea mai fragedă. 2 ani în sus. Ce spune Biblia despre a fi o soție creștină? A fi o femeie care are caracterul Domnului Iisus Hristos. Când te uiți la ea, să vezi în ea bunătatea lui Hristos, răbdarea lui Hristos, dragostea lui Hristos, mila lui Hristos, pasiunea lui Hristos. Asta înseamnă să fii creștină, ca și Hristos. E simplu. E greu de făcut, dar e simplu de înțeles. Cum ne raportăm la familiile care mimează perfecțiunea? Am să zic cum s-a raportat Hristos la ipocrizi, la farisei. Dar nu are rost să ne punem locul Domnului Iisus și să judecăm pe alții, ci oferindu-le noi un model de viețuire. Și mi-amintește, Alinde, întrebarea asta mi-amintește de o întâlnire de mai mulți ani în urmă cu un lider de-al nostru, era american, dar misionar în Austria și apoi în România. Era într-o primăvară și țin minte, eram chiar în dreapta lui, eram în formă de cerc noi, câțiva bărbați acolo și zice el, așa îl chema el, zice, aș vrea să ne rugăm pentru problemele cu care ne confruntăm. Mai eram primul. Zic, mai, fraților, mulțumesc Domnului, n-am nicio problemă. Următorul la rând, și când vine, nimeni, nicio problemă, toți eram ideali. Când vine rândul lui, auziți ce a spus omul ăsta, misionarul. Eu vă rog să mă aduceți înaintea Domnului, pentru că mă confrunt cu o problemă. Ce-i primăvara și la voi în România, femeile și fetele se îmbracă indecent și mă simt ispitit. Când l-am auzit, mă, Iosive, pe liderul nostru, am început eu să zic, mă, fraților, am și eu o problemă. Atunci mă confruntam cu plecarea în America, am tentat să mă duc, că mă chemau la o biserică. Și rând pe rând, colegii mei s-au deschis. Cum să ajut pe familiile care pozează în perfecți? Să le spun câte o slăbiciune de a mea. Să le zic, mă, vă văd așa de frumoși. Sunteți o familie ideală. Cred că aș putea să vă solicit să vă rugați pentru mine și nevastă mea. Că uite, eu nu sunt așa răbdător cu nevastă mea. Am vrut să fim pocăiți ca voi. Nu știu cum s-a rugat pentru voi. Aș vrea să vă chemăm la o cafea la noi, să vă rugați pentru noi. Ia să vezi farisei ăștia cum se roagă. Să putea să zică, mă, Aline, da, uite, hai venim la voi, da. Mă, v-ați putea ruga și voi pentru noi. Adică să și ajut familia aceea, nu să-i faultez. Da, și chiar când făceați referire mai devreme despre cum să mai, de viața de familie, să vorbim cu pastorul, cred că trebuie să fim realiști în ceea ce privește. Nu avem fiecare zi o zi bună. Câteodată se întâmplă să mai trecem prin anumite situații în familie și trebuie să fim cât se poate de realiști. Natural realiști. Sinceri. Sinceri, da. Care sunt posibilitățile de implicare a persoanelor divorțate în biserică? Cred că biserica ar trebui să asiste astfel de persoane, ajutându-le să treacă un pic mai ușor prin traumele unui divorț, încercată reconcilierea și, dacă nu, sfătuirea în refacerea vieții de familie.
într-o altă variantă. Nu cred că implicarea într-o slujire publică îi ajută să-și revină mai repede. Nu cred. Adică nu, sunt convins că nu îi ajută. Mai degrabă, le dă o siguranță falsă. Părerea mea este că trebuie ajuta să-și refacă familia. Ori, prin împăcarea cu persoana dinainte, ori, găsirea unei alte variante. Și după aia se poate discuta implicarea în slujire. Mai târziu. Nu asta e prioritar. Cum explicați fenomenul divorțului familiilor cu 15-20 de ani de căsătorie? Ce duce spre acest fenomen? Există un simptom numit middle life crisis. Adică criza de la mijlocul vieții. E un fenomen, nu un simptom, un fenomen. Middle life crisis, care se petrece de la 40 de ani în sus, 50 de ani. Se pare că americanii l-au inventat, psihologii americani. Ce înseamnă acest fenomen? La 40 ceva de ani, cuibul celor doi se golește. Copiii se cam duc pe la școli. Și dacă cei doi n-au avut o părinții, acum, da, soții, n-au avut o relație solidă, n-au investit în asta, ci petrecând foarte mult timp cu colegii de serviciu, de muncă, există o saturație a relației cu soția sau cu soțul și dorința unei experiențe noi, unei aventuri noi. Ma, ciudățenie e că la vârsta asta, dar se întâlnesc cele două fenomene. Pleacă copiii din cuib, îi el cu nevastă sa, ea cu bărbatul său, dar ale colegi și colegi la serviciu, care par mai atractivi, care par mai interesanți și experiența unei aventuri devine fascinantă, atractivă și pare a te întineri. Asta se întâmplă.